Samsung A21s, telefon lansat aproximativ acum o lună, face parte din gama A, a ăla care vine de la Asm, awesome. ar trebui să fie un telefon Asm, awesome, un telefon pentru toată lumea, este un telefon de buget, aproximativ 900 de lei, dar hai să vedem exact ce poate, ce are în el și cum se comportă. Avem un body, corpul telefonului care este din policarbonat sau cel puțin așa spun specificațiile, curios este că pe spate arată mai mult ca sticlă, este ceva foarte semnător cu sticla și spatele are niște culori prismatice, niște culori foarte mișto în momentul în care îl îndrepti spre anumite reflexii. Sincer, nu prea cred că îți vine să-i pui o husă la asemenea telefon. Tot pe spate avem senzorul pentru amprentă, un senzor foarte greu de găsit dacă nu te obișnuiești cu el, dar presupun că na, te obișnuiești în timp, dar la început este foarte greu de găsit, are doar o mică umflătură acolo, doar ceva, un mic cadru în jurul senzorului pe care îl poți distinge, să zicem așa, la pipăit. Dar dacă nu te uiți la el și nu ești obișnuit, e destul de greu să-l detectezi, să-l găsești. Nu sunt fanul poziționării senzorului pe spate, senzorului pentru amprentă pe spate, pentru că dacă tu ai telefonul cu fața în sus, așeza pe masă, ești obligat să ridici telefonul, să-l întorci și apoi să cauți senzorul pentru amprentă pentru a debloca efectiv telefonul. Poți zice că citirea amprentei și deblocarea telefonului este instant aproape, este insesizabil de rapid, adică doar trebuie să așezi degetul pe senzorul de amprentă, și măcar nu este nevoie să deblochezi sau să apeși pe vreun buton mai întâi și telefonul îți citește instant amprenta, chiar foarte rapid și de asta sincer mă bucur pentru că dacă găsești greu senzorul de amprente, atunci deblocarea măcar să fie foarte rapidă. It's nice. Bun, acum ca și porturi, avem mufă de încărcare și de transfer de date USB Type-C și bonus, o mufă jack de 3.5, which is nice, adică în 2020, la telefoanele apărut în 2020, încă mai avem la unele, doar la unele mai avem jack. Telefonul vine cu două speakere, sau mă rog, două grilaje de speaker, avem unul în partea sus, exact aici la earpiece, care este folosit pentru focalizare, care nu există aparent în momentul de față pe video ăsta, aici, avem grilajul pentru earpiece, iar în partea de jos, bineînțeles, lângă mufe, avem grilajul pentru celălalt speaker. Speaker. Cu toate că avem două speakere, sunetul nu este stereo. Fiecare difuzor are rolul lui. Avem SIM tray-ul, bineînțeles, slotul pentru SIM și card memorie microSD pentru că suportă extinderea memoriei. O chestie care mă deranjează în special la device Samsung este că vo voloamele de butoane. Voloamele de butoane. O altă chestie care mă deranjează la device Samsung, să mă rog, majoritatea dintre ele, este că avem butonul de power foarte aproape de butoanele de volum și sunt încurcabile, adică greu le distingi când nu te uiți la ele și poți apăsa din greșeală pe volum în loc să apeși pe power sau invers. Revenind acum la spate, <laughs> avem un sistem de patru camere pe lângă culorile astea foarte mișto. Avem un sistem de patru camere ieșit puțin în relief, ceea ce este destul de ineficient când vine vorba să folosești telefonul stând pe masă, adică dacă apeși pe el în momentul în care se află pe masă avem acest bumping, avem această mișcare a telefonului care nu prea este comodă și te puțin acolo, cel puțin pe mine mă sâc, e foarte tare și nu-mi place și găsesc asta atât la iPhone cât și la noi de Samsung și majoritatea telefonelor moderne. Acum pentru că toți suntem la spatele telefonului și pentru că am vorbit despre materiale din care este făcut telefonul, acel policarbonat, nu sunt convins că este chiar de cea mai bună calitate dacă toată treaba asta este intenționată sau nu, dar în momentul când apăs pe spatele telefonului se îndoaie puțin, probabil datorită flexibilității, se mai absorbă din șocurile telefonului telefonului sau din șocurile căderii telefonului pe o podea destul de dură. Probabil, posibil. I don't know. Acum revenim la camere, pentru că despre asta vorbeam mai înainte. Avem o cameră de 48 de megapixel, prima cameră, de fapt cred că este prima, cel puțin așa, sunt aranjate în specificații în ordinea asta, deci probabil avem o cameră prima de 48 de megapixel, diafragmă 2.0, care este o cameră normală, wide să zicem. Următoarea cameră care este de 8 megapixel, care este ultra wide, diafragmă 2.4, cred 2.4, dar 2.4 ultra wide. Apoi mai avem două camere de 2 megapixel, foarte puțin o cameră este macro, probabil aceasta de aici este macro și următoarea de aici este pentru profunzime. În momentul în care faci o poză de tip portret, să-ți ia profunzimea câmpului, să vadă cam care este distanța între cameră, telefon și subiect, ca să pagi blurul la fain în spate. Telefonul poate filma la o rezoluție maximă de 1080-30 de cadre pe secundă, ceea ce este complet dezamăgitor în condițiile în care anul ăsta au apărut telefoanele Samsung S20, respectiv S20 Plus Ultra sau ce denumire mai are el, care se poate filma 8k Asta doar așa, ca și referință. În niciun caz nu avem filmare slow motion, deci vă luați gândul de la mai înregistra ceva când mai multe cadre pe secunde pentru a vedea în reluare. Eu totuși găsesc o asemănare izbitoare între A21S și All View Soul X7 Pro, la care am și făcut review. Doar că acel All View are o rezoluție mai mare a ecranului, poate registra 4K la 30 de cadre pe secundă și e la același preț. Doar că, bineînțeles, având un Samsung, poți face parte din ecosistemul Samsung sau poți avea parte de serviciile lor care probabil sunt mult mai calitative decât cele de la Allview. Telefonul vine cu un display AMOLED. Este un display vibrant, mare, frumos, luminos aș putea spune, cu toate că nu am găsit nicăieri care este valoarea maximă în niți a ecranului. Să vedem până la ce luminositate poate ajunge, dar mie mi se pare absolut interesant. Acum avem la luminositate maximă ecranul și chiar se descurcă foarte bine, culorile arată foarte bine și destul de clar chiar dacă are o rezoluție mai mică. By default, telefonul în momentul în care îl pornești vine cu un wallpaper destul de mișto care ascunde foarte fain aici punch hole-ul de la cameră într-o formă de gogoașă, cred, sau mă rog, gaura de la gogoașă. Ei, apar, asta mi-a plăcut în momentul în care au apărut aceste, acest tip de camere, punch hole sau U style sau V style la camere sau teardrop parcă mai era. Majoritatea designerilor, chiar și companiile în sine care au scos telefoanele au venit cu idei foarte mișto pentru a îngloba acel panciul sau acea tăietură în ecran cât mai creativ posibil. Așa cum ziceam, telefonul are o rezoluție foarte mică a ecranului și pentru cei care sunt într adevăr interesați de asta, poate reda pe YouTube maxim 720p, deci nu poate reda full HD un videoclip pe YouTube, nu mai vorbim de 4K sau alte rezoluții. Iar dacă tot eram pe la camera frontală, avem o cameră frontală de 3 megapixel, diafragma 2.2. Nu este wide, nu este ultra-wide, este normal, este o cameră normală. Cred că putem să zicem de fapt wide. Cam asta a devenit normalitatea pentru o cameră. Este wide. Că telefonul A21s de la Samsung nu are 5G. Și bineînțeles, am decis să testez și un joc, pentru că majoritatea dintre voi care probabil vor să-și cumpere un telefon de buget, vor să se și joace pe el din când în când. Și așa că am testat PUBG, care este considerat cel puțin pe PC unul dintre cele mai consumatoare sau unul dintre jocurile care necesită cele mai multe resurse pentru a fi jucat la o rezoluție sau, mă rog, a fi jucat decent, am încercat și l-am testat pe telefon. Loading screen-ul, prima dată când am pornit jocul, a durat enorm de mult. Undeva la vreo 5-6 minute, dacă nu chiar mai mult, să proceseze toate datele de care are el nevoie. În meniul jocului, până efectiv să intru în joc și să poți juca ceva, are un lag imens, cred că are undeva la 10 cadre pe secundă, 10 FPS-uri și mai avem puțin, foarte puțin să las baltă tot jocul și să ies din joc. Odată intrat în joc, își mai revine puțin. Cred că avem undeva în jur de 25-30 de FPS-uri, este jucabil, este jucabil chiar decent, aș putea zice. După 15 minute de jucat, 15-20 de minute, telefonul se cam încinge. E normal, e normal și nu este insuportabil, adică îl poți ține în mână. Probabil ai putea pune o husă pe el ca să fie mai rezistibil să poți să-l ții mai mult timp în mână, dar s-ar putea să reducă din circulația aerului, așa că se va încinge și mai mult. Din cauza lipsei de sunet stereo și poziționării difuzorului, în momentul în care te joci, s-ar putea să-ți acoperit cu mâna dreaptă, s-ar putea să-ți acoperit difuzorul să nu auzi nimic, așa că recomand probabil majoritatea jucării, majoritatea jocurilor cu căști. Așa că, în 2020, Samsung A21S nu este cu nimic mai grozav, cu nimic mai special, poate doar un design plăcut, un design al camelor care copiază, mă rog, nu putem numi copiat, dar se aseamnă foarte mult cu cele de la S20. Este tot în ecosistemul lor, deci este acceptabil. Nici măcar prețul nu este unul atrăgător în condițiile astea, adică putem să ne orientăm probabil spre alte device-uri, poate mai degrabă acel All View decât acest Samsung în momentul în care vrem să ne luăm un device de buget. Este un telefon mid spre low range, dar într-un final te poți asigura că dacă ai un device Samsung, ai parte de calitate Samsung, de serviciile lor și cum am zis mai înainte, chiar dacă performanțele nu sunt grozave. Vă mulțumesc foarte mult că ați rămas până aici. Nu uitați să vă uitați pe toate linkurile din descriere, pentru că avem Discord, avem magazin de haine, designuri super interesante. Acolo mă puteți găsi pe Facebook, pe Instagram, mă puteți găsi oriunde stăm să discutăm, să vorbim o grămadă de chestii, zic eu, interesante. Nu uitați că începem live-urile și încercăm să le facem într-un program cât mai regulat, așa că vă aștept să dați un subscribe, bineînțeles, ca să nu ratați atunci când intrăm live. Eu sunt Alex Vâncă, mă înclin în fața voastră, vă respect, bineînțeles, și ne vedem de acum în video-ul următoare. Vamos pra... Pá!